Condițiile de spitalizare se vor schimba radical la Spitalul Municipal Timișoara în urma parteneriatului pe care primăria îl va semna cu IFC, divizia de investiții a Băncii Mondiale pentru construirea unui spital nou. Soluția primarului Dominic Friț pentru situația Spitalului Municipal, aprobată în ședința Consiliului Local, prevede ca primele plăți să fie efectuate abia după ce noul spital este construit și dotat cu echipamente de ultimă generație. Astfel se diminuează riscurile ca investiția să fie întreruptă de către constructor. Acordul prin care IFC va furniza Asistență municipalității în structurarea și implementarea unui parteneriat public-privat va fi semnat în perioada următoare. Eu cred că este singura noastră șansă să avem un nou spital municipal în următorii 10 ani. Pentru Timișoara a venit momentul să-și ia soarta în propriile mâini și să nu mai aștepte după tot felul de soluții nerealiste. Foarte mulți timișoreni așteaptă de ani de zile acest nou spital municipal. Nu mai avem timp să așteptăm, a spus primarul Dominic Friț, specialiștii IFC, organism internațional la care este membru și statul român, vor susține primăria pentru a atrage. Un operator calificat din sectorul privat să proiecteze, să financeze, să construiască și să întrețină noul spital din Timișoara.